Primii fulgi de nea din acest sezon în capitală. Deși a nins doar ușor, iar pe jos nu a apucat să se depună zăpada, traficul rutier a fost îngreunat. Mai ales tot ce era început de bine. Nu știm ce o să urmeze mai încă. Nu știu dacă pregătiți primăria ca să facă față ce o să vină. Vă așteptați să ningă? Nu, nu mă așteptam. Dar e frumos, îmi place. Sunt primii fulgi de zăpadă din acest an în zona Bucureștiului, din acest sezon rece. Și asta pentru că este adevărat, masa de aer polar s-a concretizat și în capitală prin temperaturi în apropierea pragului de îngheț, cum se întâmplă de altfel în toate zonele țării la această oră. Meteorologii spun că ne așteaptă câteva zile și nopți deosebit de reci, cu temperaturi sub cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi sporadice. La munte va fulgui ușor, iar în alte regiuni va burnița pe arii restrânse. În condițiile în care iarna s-a instalat în avans în țară, autoritățile s-au mobilizat pentru a pune la punct măsurile ce trebuie aplicate în acest sezon rece pentru ca populația să beneficieze de energie termică și electricitate fără probleme. Mâine va avea loc primul comandament de iarnă pentru sectorul energetic din iarna 2016-2017, la care vor participa toți operatorii din sistem.